La vreun secol și jumătate de când valurile Dunării l-au inspirat pe compozitorul Iosif Ivanovici, iar la Brăila se înființa o primă companie de pontonieri, Brigada 10 Geniu, Dunărea de Jos, împlinește un deceniu de existență. Cu simțul acut al detaliilor aspre, militarii brigăzii fac zilnic dovada priceperii în sfera lucrurilor concrete. Acțiunea lor, dincolo de a fi spectaculoasă, implică maximă încordare și un volum mare de muncă. Poziționându-se distinct în armata României de astăzi, ei demonstrează, fiecare în parte și toți împreună, că își merită din plin renumele de militari ai reconstrucției. Aplicațiile și exercițiile organizate și conduse de eșaloanele superioare au fost numeroase prilejuri de a proba calitatea personalului și viabilitatea soluțiilor adoptate. Cel mai dificil examen național susținut de geniștii brigăzii s-a derulat la doar un an de la înființare, când în raionul localității Gropeni, Brăila, a fost organizată o tabără de instrucție în comun la apă, finalizată cu exercițiul demonstrativ Sprijinul logistic pe câmpul de luptă, în cadrul grupului de lucru NATO LG9. Trebuie respirat.
Bosnia-Herzegovina, Irak și Afganistan, unde a executat o gamă variată de misiuni specifice, Brigada 10 Geniu, Dunărea de Jos, a probat că nivelul geniștilor români este la același standard cu al partenerilor noștri din armatele aliate. Participarea constantă la exercițiile multinaționale desfășurate cu statele membre NATO sau cu state partenere, asigurând expertiză de specialitate, tehnică și efective, a permis pe baza experienței dobândite ca brigada să conducă exercițiul El Milu 2011 de la Požega, Croația și exercițiul multinațional TISA 2011 de la Râmnicu Vâlcea. Conform uneia din misiunile de bază și anume intervenția în situații de urgență, Brigada 10 Geniu, Dunărea de Jos, a acționat cu efectivele și tehnica din dotare și a coordonat acțiunile unităților militare din garnizoana Brăila în sprijinul autorităților locale și a populației civile pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în ultimii ani. Făcăieni 2002. Regularizarea albiei râului Trotuș. Consolidarea digurilor la Slobozia, Țăndărei și Frățilești-Ialomiță. Asigurarea transporturilor de ajutoare în județele Brăila, Vrancea, Buzău și Bacău în 2006. Construirea și deservirea unui pod peste râul Bistrița la Rosnov, județul Neamț, sunt tot atâtea repere ale datoriei împlinite exemplar. În 2010, efective din batalionul 72 Geniu Matei Basarab au deplasat tehnica 450 de kilometri, amenajând și deservind un punct de trecere pe pod de pontoane la Dornești, în județul Suceava. Iar în februarie 2012 s-a acționat pentru salvarea persoanelor surprinse de viscol pe drumurile publice și în gospodăriile afectate de pe raza județului Brăila. Comandamentul brigăzii a organizat și a coordonat activitățile festive desfășurate în garnizoana Brăila cu prilejul aniversării celor mai importante evenimente din istoria națională, iar cu sprijinul autorităților locale și susținerea statului major al forțelor terestre, căruia este subordonată direct, a organizat Festivalul Muzicilor Militare, ajuns la cea de-a 10-a ediție. Pentru profesionalismul dovedit în conducerea structurilor subordonate pe timpul participării la îndeplinirea misiunilor asumate de România în teatrele de operații din Bosnia-Herzegovina, Irak și Afganistan,
și pentru modul exemplar în care a coordonat intervenția efectivelor din subordine pentru înlăturarea calamităților naturale, comandamentul Brigăzii 10 Geniu, Dunărea de Jos, a fost răsplătit de președintele țării cu Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler, cu un semn pentru militari. Distincție reper, în lungul șir primit de brigadă, de structurile subordonate și de militarii săi. Brigada 10 Geniu, Dunărea de Jos, prin activitatea sa de fiecare zi, construiește o punte solidă între o tradiție glorioasă și provocările continue ale modernității.